Dacă ar fi existat parcul industrial conceput de Marius Bălu, fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, astăzi în ședința de Consiliu Local nu ar mai fi fost show și asta pentru că politica celor care opresc proiecte, doar că sunt pedeliste sau neperiste, se lovește de cruntul adevăr al vieții reale economice. În concret, astăzi consilierii locale au fost convocați în ședință extraordinară pentru a lua cunoștință, dezbate și a vota pentru sau împotrivă un proiect de investiție italo-portughez cu care Marius Creciu se laudă că va crea 1000 de locuri de muncă. Cât privește promisiunea, cale lungă până la execuție și după ce fabrica va fi terminată. Cele 1200 de locuri de muncă promise vor fi etapizate și doar în condițiile unei bune piețe de desfacere auto, despre care știm cu toții că se află în declin de mai bine de 5 ani de zile. Astfel, în ședința de astăzi, la mapa consilierilor a apărut o hotărâre care sună bine pentru populație, dar care, juridic vorbind, a fost pus carul înaintea boilor și astfel fostul viceprimar Mircea Grosu a sesizat elementele care nu sunt de o natură normală. Vreau să vă spun că astăzi suntem în măsură cu toții să votăm unul dintre cele mai importante lucruri întâmplate în Turnul Severin după Revoluție. E vorba de crearea aproximativ 1200 de locuri de muncă, o fabrică nouă cu totul nou, investiție de 10 milioane de euro, cu 450 de locuri de muncă în primul an și cu restul de 800 în anul 2 în funcție. Dumneavoastră, nu știu dacă aveți, dar noi avem aici totul pus la punct. Lucrurile cum sunt aici sunt multe care nu se văd bine. Adică el vine și cere certificat de urbanism în 10-a, 2-a la primărie, când încă nu era proprietar pe terenul. El încheie la notar, avea în 20 încheie actele. Cum i s-au dat toate astea? Ca să nu vă mai spun. Deci, uitați-vă, sunt materiale. Știu, în perioada respectivă, erau documentele pregătite. Păi nu sunt, așa ne spuneți, certificatul de urbanism, ne spuneți că el a trecut. E probabil că șeful nostru de urbanism, arhitectul, nu este aici, că tu să nu aici. Deci dacă veți face, veți pune documentele care au stat la baza fundamentării acestei proiecte de hotărâre pe o axă a timpului, suprapusă pe o chestiune delegată, veți vedea că de la început la sfârșit e neregulă. Imediat Mircea Grosu a fost contrat de mult prea grăbitul vice, explicând natura urgentă a proiectului și faptul că în astfel de situații trebuie acționat rapid, chiar dacă secretarul refuză să semneze de localitate și a dus obiecțiuni acestui program. Nu se stă toată ziua la masă așa și ne gândim, domnule, ce inițiator, stai puțin că poate câștigă ăla din punct de vedere politic sau nu știu ce. Nu există treaba asta. În mediul privat sunt bănci care te presează, în mediul privat este timpul care te presează, sunt contracte care te presează și așa mai departe. Nu este ca în administrația publică să treci prin 700 de birouri și să ai un aviz după nu știu cât timp. Toate documentațiile sunt semnate de Marius Petru. Nu avem absolut nicio problemă că le-a semnat, dar nu credem că este foarte moral. De la referat, de la notă de fundamentare, de la proiectul de hotărâre care ieri moral, spuneați, care ieri spuneați că l-a propus Romica Vârcu, astăzi am înțeles că s-a schimbat în propuneri dumneavoastră. Dar eu nu pot să fac parte acest eroare. De la această poziție de convocare. Ca să nu mai spun despre raportul ăsta, despre care vorbim. Vedem ce se întâmplă, de fapt. Vorbim că l-am semnat eu sau l-am semnat Romica sau să-l punem într-o formă legală, să fie legal. Deci este perfect legal. Mircea Grosu a explicat că în nicio săptămână este programată ședința de Consiliu Local ordinar al lunii aprilie și astfel puteau fi prezenți toți decidenții din nivelul primăriei Turnul Severin, de la arhitectul șef, care a lipsit și el, până la alte documente ce posta la baza solidă a investiției, ținând cont de asemenea că acest investitor trebuie să primească și bonificații fiscale și să se angajeze că va crea aceste locuri de muncă, mai mult lăudându-se actualul viceprimar decât reprezentanții firmei care au și lipsit, de față fiind doar un proiectant. Dar dacă cei din fața lui nu vor vrea să doneze a 2 metri pentru stradă. Cum mai ajunge la proprietatea lui? Va trebui să ajungă prin altă parte? Eu am vorbit înaintea lucrurilor. De asta caracterul extraordinar al acestei ședințe, pentru că dacă vreți, eu mi-am notat, am o pagină și ceva de lucruri care sunt neclare. De ce nu vreau să le trecem prin comisie? Vă rog să mă lăsați să termin. De ce nu vreți să o trecem prin comisie? Să avem timp, să studiem. Este minunat că fac locuri de muncă, ba chiar să venim și să-i mai dăm și o facilitate fiscală. Dom'le, dacă creez 100 de locuri de muncă, sau la fiecare 100 de locuri de muncă, ai o lună scutire de impozit. Trebuie să facem asta, ne luptăm să facem asta, vrem să facem asta pentru drumul Turnul Severin. Dar să nu încurcăm.
Polemica a creat și zâmbetele consilierilor când Marius Creciu a declarat că secretarul este cel care girează legalitatea. La uzul acestor cuvinte, secretarul primăriei, delimitându-se și explicând că el a avut obiecții și nici de cum nu poate face acest lucru. Altceva, cine mai vrea să mai vorbească? Haideți să ne vedem. Din punctul meu de vedere, e perfect legal. Și domnul Ioț aici și care vă garantează că este legal. Păi dar tocmai de eu am avut obiecții. Eu nu garantez, eu să-mi exprim doar opiniile scăzute de articolul 48. Păi dar dacă e inclusiv secretarul primăriei, dacă e ceva ilegal. Dacă e inclusiv secretarul primăriei, spune că e. Eu v-am spus ce am spus și la prefectură. Aceleași lucruri le-am repetat și astăzi. Păi noi n-am făcut prefectură. Domnul Ioța, stați puțin că-s domnul. Deci e vorba de a interpreta articolul 39. Dacă sunt eu sau un inițiator, asta vreți să... Eu nu mă bat pe partea tehnică a cursului care răspund specialiștii. Deci, nu e specialitatea mea. Este perfect legal. Dragoste, o să răspundă la niște elemente. Liviu Nicolicea, consilier local al UNEPR, și-a afirmat sprijinul pentru crearea acestor locuri de muncă și-a amintit faptul că actuala administrație a primăriei se bucură pentru o investiție de 10 milioane de euro, dar ține blocat un proiect de 70 de milioane de euro cu 2100 de locuri de muncă nou create, cu studii de fezabilitate deja efectuate pe cheltuiala investitorului, cu toate garanțiile făcute și totuși nu se dorește realizarea și proiectul se ține la sertar. Liviu Nicolicea a dus în sprijinul său dovada că atunci când ținea funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți până în iulie 2012, alături de Mircea Grosu, fostul viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin până în iulie 2012, au avut întâlniri bilaterale cu partea germană ce s-au concretizat într-un proiect de 70 de milioane de euro, investiție directă și imediată, dar autoritățile locale țin proiectul la sertar de mai bine de 2 ani de zile. Lângă aceste probleme pe care le ridică colegii mei și care mai devreme sau mai târziu oricum vor ieși la suprafață, îmi exprim satisfacția că, iată, după aproape 2 ani de când suntem în acest Consiliu, se ivește ocazia de a crea locuri de muncă, nu puțin, am înțeles cu 1.000. Se vede că de când domnul Scriciu a fost în putere și să preia atribuțiile primarului, lucrurile încep să miște. L-aș ruga că mai are aceste atribuții să se uite și în arhivele de la domnul Ioța, nu? Domnul Omicea Grosu. Mi-aduc aminte că împreună am fost în calitate de vicepreședinte, la calitate de viceprimar și am văzut niște obiective prin Germania. Au venit oamenii, au făcut studii de fezabilitate pe cheltuiala la lor, au costat câteva zeci de mii de euro, da? Nu greșesc. Și care stau la sertar, se ofereau peste 2000 de locuri de muncă pe orizontală pentru acele investiții. Era o investiție de 70 de milioane de euro. Iată, la 10 milioane de euro ne bucurăm și facem foarte repede. Că domnul Ioța spune că e legal, că nu e legal, că asta deși aga... Ok, deci nu intrăm în subiect. Mi-am exprimat o opinie în baza legii. Am înțeles. Dar ideea este că... Haideți să profităm că domnul Screciu este la conducerea primăriei. O perioadă mai mare, să se uite și în, să vadă că stau la rând 70 de milioane de euro investiții cu 2000 și ceva de locuri de muncă, nu cu 1000. Și nu știu de ce acele investiții nu s-au grăbit 2 ani de zile, iar acum ne grăbim de pe o zi ca... Săptămâna viitoare avem ședință de Consiliul Local. Nu, să votez pentru. Vorbiți despre atunci, pentru specialitatea... crearea așa unui loc de muncă. Dar o să vă rog să vedeți, poate le introducem pe ordinea de zi și pe acelea care... Iată, 70 de milioane de euro, fără nicio participare din partea... Nu am informații despre cine a depus și deci, o să vă rog să uitați, o să găsim domnul Mircea Grosu știe. Da, și la primărie. Noi, Consilierii Partidului Național Liberal, vom susține acest proiect de hotărâre și să susținem toate inițiativele care duc la crearea de locuri de muncă în municipiul Drobeta Turnu Severin. Pentru că trebuie să o recunoaștem, asta e principala problemă a municipiului nostru și cred că cu toții trebuie să punem umărul pentru a se crea locuri de muncă în municipiul nostru. În schimb, referitor la partea strict tehnică, am înțeles că și pe actele pe care le avem la mapă sunt avizele de legalitate juridic de la urbanism și toate compartimentele de specialitate din primărie care atestă legalitatea acestei hotărâri. În schimb, referitor la problema donațiilor, eu cred că
Nu știu dacă se poate face acum un amendament sau poate să se ia în calcul, eventual să se prevadă și o procedură alternativă în cazul în care donația, într-adevăr, cum spunea domnul consilier și bine spunea, fiind un act de liberalitate, nu poate fi impusă nimănui. Poate se... ar fi fost bine să propună alternativ și o variantă de expropiere pentru cauză de utilitate publică.